Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. Suntem împreună cu domnul Luis Popa, director în cadrul Serviciului Județean de Gospodărie sau de gestionarea deșeurilor Gorj, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Apropo de prescurtarea care a făcut-o colegii, de asta aveam o problemă de identificare a serviciului. Ca de început de emisiune, sincer, de multe ori și eu, când eram la început în această funcție, făceam încurcături. Deci nu-i problemă. E denumirea foarte lungă, contează ce face serviciul, nu denumirea. Da, corect. E clar că vă ocupați de aceste deșeuri care sunt destul de multe și în Gorj ca și în țară. Suntem o țară care are mari probleme să îndeplinească normele europene în acest domeniu, iar cel puțin România ar trebui să recicleze mult mai mult din ce se, să zicem așa, se recuperează de la cetățeni. Cum stăm așa să vorbim pe o chestiune generală și apoi intrăm în ce faceți dumneavoastră cu adevărat? Păi nu, haideți să vorbim direct. Așa este cel mai bine, să nu ne ascultem după cireș. Din păcate, în România, din punct de vedere a deșeurilor, nu stăm foarte bine. În momentul în care am intrat în Uniunea Europeană, aveam anumite lucruri de îndeplinit, care ne-au fost lăsate de către Uniunea Europeană. Noi, precum popor, am zis, las că facem la anul. Și ne-am angajat că facem, dar odată. Și tot timpul am dus această problemă a deșeurilor undeva la coada listei. Ne-am axat pe drumuri, canalizare, alte lucruri și problema deșeurilor am lăsat-o tot timpul la coada listei. Din păcate, avem încă în anul 2020 localități care nu au serviciu de salubrizare. Asta e foarte grav. Păi, trebuie să le spunem. Avem încă în anul 2020 oameni care nu cunosc, adică nu fac colectare selectivă. Și din păcate, avem încă în anul 2020 oameni care aruncă deșeurile pe marginea drumului. Cu ăștia este o mare problemă, cu acești oameni. Da, și apropo de colectarea selectivă, aici cred că e vorba și de operatorii care nu fac acest lucru sau nu încurajează suficient colectarea selectivă. Și aici este o problemă și trebuie să o recunoaștem. Vina se împarte între administrația publică locală și operator. Fiecare își caută anumite portițe în lege prin care să dea vina pe operator sau operatorul să dea vina pe administrația publică locală. Foarte în puține cazuri există acea colaborare între administrația publică locală și operator, prin care să stea la aceeași masă și să găsească soluții. Pentru că operatorul vine cu ideea, domne, eu fac investiții în colectare selectivă, dar trebuie să mărim tarifele. Administrația publică locală spune, domne, nu-s de acord cu mărirea tarifelor, dar prețul cât mai mic, că nu trebuie să supărăm cetățeanul. Vin alegerile și nu trebuie să-i deranjăm în momentul în care ne votează. Da, da, despre Uniunea Europeană ne paște un infringement din ce ni se pregătește, pentru că nu îndeplinim aceste condiții la ce ne-am angajat. Aveam la un moment dat o discuție cu un primar din județul Gorj, apropo de ce spuneți dumneavoastră, nu mai este primar, era primarul unui oraș și când am explicat aceste lucruri, omul mi-a răspuns foarte sincer și atunci am strâns mâna, am înțeles conștiința de noi și am plecat mai departe. Astfel, chiar dacă îi dă cineva amendă sau primește amendă de la Uniunea Europeană, o plătește din bugetul local. Da, și atunci nu ne afectându-l pe el ca persoană? Nu l-am mai interesat. Dar din păcate, scuzați-mă, dar din păcate asta a fost concepția acestui primar. Efectiv a spus că plătește bani din bugetul local. Problema că nu cred că e singurul primar de genul ăsta, deci cu siguranță mai sunt și alții și apropo de colectarea selectivă, cred că ar trebui și deja știm că dumneavoastră ați anunțat o campanie de informare în școli, cred că ar trebui început de undeva cu conștientizarea acestei probleme și cu siguranță tinerii sunt mult mai, să zicem așa, mai dispuși să asculte aceste lucruri și să ia aminte. Până să ajungem la această campanie despre care vreau să vorbim, eu pot să vă spun că împreună cu colegii mei din cadrul serviciului, colegi cu care mă ocup și de Adis Gorj, unde sunt toate aceste primării din acest județ, am reușit în ultimul an de zile, în 28 de localități din acest județ, să implementăm colectarea selectivă. Lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată, excepție făcând Băleștiu, da? Unde s-a apucat să facă acest lucru. Da. Dar precum localități rurale, până să înceapă să funcționeze acest ADIS, nu s-a făcut colectare selectivă. Noi am reușit într-un an de zile să mergem cu colectarea selectivă în 28 de localități. Care este ceva. Aproape jumătate din localitățile Gorjului. Da, dacă dăm la o parte orașele, da. Jumătate din aproape jumătate din comune. Puțin, da?
Deci am reușit să facem acest lucru și am găsit deschidere la acești primari și le-am explicat. Vin din mediul privat, știu cum funcționează acest sistem, doar împreună putem face o echipă. Dacă dumneavoastră mergeți pe un drum, iar eu pe alt drum, niciodată nu vom găsi colaborare. Și primarii au înțeles și uitați că 28 de localități au colectare selectivă. Da, în acestea, vorbim acum pe, a zis să vorbim foarte direct, pe aceste 28 de localități chiar se întâmplă 100% sau sunt, încă sunt probleme, sunt scăpări, să zicem, cu ghilimele? Păi dacă spune că se întâmplă 100%, înseamnă că m-aș minți pe eu pe mine. Sau aș minți pe cei care se uită acum la noi la emisiune. Nu, trebuie să fim corecți. Nu se întâmplă 100%. Mai sunt oameni care nu scot deșeurile cum trebuie în fața porții. Pe marginea râului, în anumite zone. Sunt oameni care nu acceptă ideea de colectare selectivă. De ce doresc să mai țin un sac în curte? Mai sunt astfel de situații. Dar încercăm împreună cu administrația publice locale să le remediem. Pe de altă parte, cum spuneți dumneavoastră, uitați, am început această campanie în unități de învățământ. Și până acum, din tot județul, s-au înscris aproximativ 45 de unități de învățământ. Cu toate că ar trebui să fie mai multe, dar decât 45 sau un scris. Cam jumătate. Eu aș fi preferat să se înscrie toate. Probabil se vor înscrie în perioada următoare, că ați anunțat-o. Exact. Pentru că mai e timp, să spun. Exact. Pentru că consider și susțin acest lucru, copiii ne pot schimba. Pentru că, din păcate, noi adulții cred că neglijăm acest rol al colectării selective. Sau ce înseamnă colectarea selectivă. Pe când copiii, i-am văzut că sunt foarte implicați și de multe ori se duc acasă să-și învețe părinții cum să face colectare selectivă. Da, interesant. Și da, poate unii părinți nu înțeleg nici în continuare chestia asta. Deci e greu să schimbăm generațiile actuale să facă acest lucru, decât dacă umblăm, cred că până la urmă, și la partea financiară. Adică pe o parte, să zicem, să oferim aceste servicii la un preț cât de cât rezonabil, iar partea a doua, cei care nu se conformează, să fie și amenzi destul de mari legiuitorul ca să-i facă să înțeleagă. Da, exact despre asta vorbim. Am avut anul trecut, de exemplu, campanii cu unități de învățământ. Ați participat și dumneavoastră. Da. Efectiv, să vezi 1000 de elevi de la clasa 0 până la clasa 8-a, ieșind în stradă să strângă deșeuri după eu anumită oră și nu prefer să nu folosesc respectivul cuvânt, m-a impresionat. Să vezi copii care vor să meargă într-un depozit ecologic, să vadă cum funcționează acel depozit. Și de asta voi merge tot timpul pe educația în școli. Mizez foarte mult că generațiile care vin din spatele nostru, care vin din spate, pot să schimbe, pot să facă ceva pentru această țară și pentru mediul în care trăim. Da, și trebuie să o fac într-un fel sau altul, trebuie să fim conștienți că mediul nu ne mai tolerează, să zicem așa, problemele. Deci dacă nu luăm măsuri acum, vor fi probleme din ce în ce mai mari în viitor. Iar dacă tot am intrat în Uniunea Europeană și nu avem de gând să părăsim acest sistem, e normal, automat trebuie să ne și conformăm la condițiile care sunt acolo. De multe ori plecăm în afara țării și când ieșim din țară începem să ne comportăm normal. N-aruncăm hârtii, n-aruncăm țigările pe jos, începem să, dacă scrie viteza 30, mergem cu 30, respectăm ce este acolo. Când ne întoarcem în țară, uităm că am venit din sănătate și că ne-a plăcut ce am văzut acolo și iar când intrăm în țară, începem să ne comportăm în mod normal, ca precum românii. Bun. Cum ar putea fi făcută această conștientizare? Vorbiți de această campanie care ați inițiat-o și care cu siguranță va continua pe tot parcursul anului acesta sau cât va fi tot nevoie. Anul, tot anul va cât continua. Va fi în ce constă ea? Cum vor fi convinși cei mici să știe ce li se întâmplă sau să știe problema aceasta legată de deșeuri? Păi, în primul rând vom merge la ore de dirigenție. Vom avea anumite filmulețe în funcție de vârsta copilului. La clasele 1-4 ne vom duce cu, nu știu, desene animate, care să-i atragă pe copii. La clasele 5-8 mergem cu anumite filmulețe pentru ei, nu cu desene animate. Mergem cu în funcție de vârsta copilului. Pe urmă vom încerca să aducem la aceste ore de dirigenție lângă noi oameni care lucrează în acest domeniu și poate să le explice copiilor ce înseamnă colectarea selectivă. Și de agenția de mediu. Agenția de mediu, garda de mediu, da, operatorii de salubrizare. Profesor care se ocupă de acest domeniu, urmând ca la sfârșitul acestei ore de geneție să le propunem directorilor de la aceste unități de învățământ dacă sunt de acord să ducem elevii
ori la, nu știu, la depozitul ecologic, ori în curtea unui operator de salubrizare, să vadă efectiv ce se întâmplă cu deșeurile, de unde le aruncă ei, până la punctul final. Da, ca să vadă tot circuitul deșeului. Asta este proiectul pe care îl urmărim noi. Sperând ca în momentul în care vom ajunge în sălile de clasă, copiii să ne pună întrebări, noi să răspundem la aceste întrebări și să fie, să înțeleagă efectiv ce ne dorim noi de la ei. Da, a spus deja că avem circa 45 de școli înscrise, deci probabil e loc și pe această cale facem apel ca și alte școli să se înscrie în acest practic acoperind județul. În același timp, nu știu, mă gândesc la activitățile acestea de informare, la cei mici chestia de competiție prinde foarte bine. Poate în viitor să vă gândiți la organizarea unui concurs între școli pe teme de acestea ecologice. Uitați, am avut în primul an când am ocupat acest post, am preluat de la colegii mei un proiect Viață pentru Mediu, Viață pentru Om, care este exact ce spuneți dumneavoastră. Proiect pe care vrem să-l reluăm anul acesta. Exista concurență între unitățile de învățământ, la un moment dat s-au dat și premii pentru primele 3 școli care s-au clasat din punct de vedere al ecologizării și au ales fiecare câte o zonă din județ și au făcut ecologizare. Pe urmă, din deșeurile care le-au strâns, au făcut jucării, au făcut expoziție în școala respectivă și pe urmă ne-am uitat ce au colectat selectiv în cadrul acelei unități de învățământ. Dacă nu mă înșel, și dumneavoastră ați participat. Da. Și vă felicit pe această cale că în timpul dumneavoastră ziua sunteți, lucrați în acest mediu și chiar îmi place că vă implicați din punctul ăsta de vedere. Nu vă, vreau să vă laud, dar chiar dumneavoastră tot timpul ați răspuns afirmativ, inclusiv la ales lui de România, ați scos da. Și toată școala. Da, deci, mulțumim pentru asta. Mi se pare o temă care se cere, deci elevii trebuie să fie instruiți în acest domeniu și mai ales în condițiile de astăzi în care informația de acest gen pătrunde totuși culmea în patria informației, să spunem așa, în bombardamentul ăsta informațional, aceste informații utilitare pătrund foarte, foarte greu. Deci nu ajung la părinți. De asta zic că e foarte bine că ajungem la copii și ei să reușească cumva să îndemne și pe cei vârstnici, pe cei maturi, să facă aceste lucruri. Noi am încercat să mai facem campanii, nu știu, să împărțim pliante pe zona centrală din Târgu Jiu și am avut anumite situații în care oamenii refuzau să ia acele pliante sau refuzau să discute cu noi, că zicea, domnule, cine ți-a dat pe noi colectarea selectivă? Nu, trebuie să conștientizăm că această colectare selectivă trebuie făcută. Sunt norme impuse de Uniunea Europeană și până la urmă, haideți să nu mai spunem, nu mai e Uniunea Europeană, trebuie să ne respectăm noi ca oameni. Să știm cum să aruncăm aceste deșeuri și să nu ne mai batem joc de natură. Știm foarte bine, uitați, așteptăm acum să vină 1 mai, să vină vara, să ieșim la grătare, să stăm acolo cu prietenii, nu știu, să ieșim în natură. Dar de multe ori mergem în natură și nu o să ne bucurăm de ce găsim acolo, ne bate în joc. Și uitați, vă mai dau acum în premieră un lucru care vrem să-l facem anul acesta. Știți că este acea lege prin care obligă administrațiile publice locale să aibă un spațiu special amenajat pentru grătar. Da. Vrem să luăm fiecare localitate în parte în acest județ, să identificăm aceste zone în care oamenii merg la grătare. Da, pe de regulă există în fiecare localitate câte un asemenea loc. Da, și acolo să încercăm împreună cu primăria, operatorul de salubrizare din zona respectivă, să punem pubele, containere, astfel încât oamenii să nu mai vină cu acea replică: domnule, am venit la grătar, dar n-am unde să arunc gunoiul. Și o mașină, nu-mi pun ca mașină scumpă și nu vreau să strâng mașina. Este o problemă și asta că unele locuri nu sunt amenajate. Da, deci e o problemă reală. Da, și sunt locuri, inclusiv pe lângă Târgu Jiu, în tot județul, nu doar, să nu spun doar de Târgu, în tot județul sunt astfel de zone în care oamenii merg la grătar și n-au unde să arunce aceste deșeuri. Și atunci începe și această campanie undeva în luna iunie. Dacă tot ați deschis, să zicem, și de partea turistică, partea de concedii de timp liber, când vremea o să o permită, avem de regulă probleme și ați fost implicați ca serviciu în curățirea zonelor, gen Transalpina, gen, nu știu, știu că vedeam de foarte multe ori identificați problemele acestea și de multe ori cu salariații proprii ați făcut acțiuni de voluntariat ca să faceți, ca să aduceți lucrurile la normal. Mi s-ar părea corect cumva ca, să zicem, de cine ține terenul respectiv, zona respectivă să facă, să se implice primăria sau cine este în zona respectivă. Și în același timp vă spuneam, cred că ar trebui cumva să avem și pedepse ca să putem, ca românul să conștientizeze problema. Ați punctat foarte bine.
administrațiile publice locale. Și am sesizat, și asta vă spun și de ce. Rânca este o zonă foarte frumoasă a județului nostru. Este o zonă care merită mult mai mult. Iar acolo, din punct de vedere al salubrizării, stăm puțin cam prost. Păi cam sat fără câini, împărțit între două localități și... Asta am vrut, mi-ați luat vorba din gură. Nu, o spun eu că poate... Da. Nu, haideți să vă spun ceva. Eu când spun ceea ce spun aici, mi-asum. Indiferent de ceea ce fac, eu mi-asum. Și indiferent de ceea ce vorbesc. Și iar Rânca este o localitate împărțită între două primării care nu se înțeleg între ele. Și de multe ori ai surpriza să vezi iarna, când vedem această stațiune plină de turiști, plină, că pe partea de Baia de Fier se ridică deșeurile, iar pe partea de Novaci sunt, nu știu, sau pe marginea drumului, sau invers, să nu se înțeleagă că, da, da, sau invers. Și sunt două localități cu potențial, ar putea face acest lucru foarte bine. Pe de altă parte, acolo mai este o problemă în zona Rânca și eu am scris la un moment dat pe pagina mea de socializare pe Facebook. Sunt agenți economici care vor să aibă stațiunea ok, sunt agenți economici care vor să le strice deșeurile, dar uite că orice serviciu trebuie plătit. Mergând pe ideea, las că e primăria și trebuie să rezolve primăria, că noi am făcut investiție, primăria trebuie să ne suporte apa, canalul, gunoiul. Nu, din punctul meu este o politică greșită. În momentul în care beneficiezi de un serviciu, trebuie să-l plătești. Ați încercat, mă gândesc, ca și să veniți în contact și cu locuitorii din Rânca, cu agenții economici? Da, am găsit o deschidere... Sau din alte zone? Nu, de exemplu, dacă vorbim de Rânca, am găsit o deschidere foarte bună la domnul Pănescu. Da, da? Cel care ți-o care se chiar se implică. Da, da. Pe de altă parte, dacă se uită, da, sper să nu se supere pe mine, de multe ori este cam singur pe acolo. Și vă dau o situație în momentul în care am făcut o acțiune de ecologizare cu colegii mei anul trecut în iarnă. Noi am mers 22 de oameni cu mine în frunte. Nu știu, domnul Pănescu a venit cu, cu 2-3 oameni de la dumnealui. Cu toate că era în activitate, ne-a dat 2-3 oameni. Iar restul agenților economici, și a mai fost domnul Mitroi, să nu... Da, da? Și de ziua se implică. Da? Iar restul agenților economici, cu toate că știau că venim, nici măcar nu au venit să ne salute. Să spune, domnule, mulțumim că faceți lucrul ăsta. Și iar mi-asum ceea ce spun. Da. Și ceea ce arată nepăsare până la urmă. Da? Dar, în același timp, după ce am plecat de acolo, era curățenie. Da. Și în afară de 2-3 agenți economici, nu ne-a mai ajutat nimeni. Și ne-am dus noi 22 de oameni. Bine, pe urmă am avut o discuție cu primăria Baia de Fier și a pus niște coșulețe stradale, dar am văzut că, nu știu, cum e la noi, la români, s-au spart, s-au distrus. Deci primăria a pus acele coșulețe stradale, că nu erau acele coșulețe stradale. Că vorbim de Rânca. Mai avem zone turistice în județul Gorj, de la fel sunt astfel de probleme. Dar sperăm că în perioada următoare să le rezolvăm. Una din zonele cu probleme, cu toate că cred că s-au făcut pași în zona respectivă, e Valea Sauhodolului. Și iar... acolo este o problemă, da, pe Valea Sauhodolului. Când intri pe Valea Sauhodolului, plătești o taxă, care este normală. Da. Asta este. Ci ți se dă o punguliță sau un ceva. Săculeț, un săculeț. E normal și ăla că ți se dă. Da. Dar dacă vrei să mergi pe Valea Sauhodolului să arunci acel săculeț undeva, nu găsești niciunde. Da. Și din păcate, iar sunt oameni, certați cu bunul simț, care în loc să-și bage acel săculeț în portbagaj și caută motive, nu, domne, că murdărește portbagajul, lasă pe marginea drumului. Vin clinică, de câini avem, nu duce în lipsă, îl sparg și înșiră totul pe malul apei. Inclusiv acolo, vor trebui să avem o discuție, din câte și acolo, Obștea, sau, este da? Obște, da. Nu se ocupă primăria, va trebui să avem o discuție cu Obștea, să punem astfel de containere. Containere, cum este, da, și pe la Peșișani în sus, la fel, sunt multe zone. Am rămas, că tot vorbim de deșeuri, am rămas la un moment dat foarte dezamăgit, văzând niște poze postate de cineva pe Facebook din zona Padeșului, unde erau acele deșeuri aruncate pe marginea apei, practic era o groapă de gunoi acolo, e păcat. E păcat. Și pe Motru. Și pe Motru. Că, da. Vedeți, exact ce vă spuneam, în afară, oamenii știu să facă turism în sensul că își promovează cum trebuie acele zone. Pe când la noi știm clar, iau cazul Rânca, iarna, blocaje și gunoaie. Dacă e să luăm toate știrile din ultimii 2-3 ani de zile, să facem o analiză, vom vedea blocaje și gunoaie. Da, și salubrizarea în general, da, la Rânca. Da. Deci asta este problema, da, care o avem an de an, an de an în Rânca. Da. Și cu toate că avem problema asta an de an, an de an, nu s-a rezolvat nimic.
Și a trebuit să se găsească soluții, pentru că la un moment dat, să spunem, amprenta asta de problemă, s-ar putea să turistul să zică, bă, dar nu mai mă duc acolo, că iar mă izbesc de aceeași problemă. Sper să ne ajungem în astfel de situații. Uitați, am fost astă iarnă pe Valea Prahovei, tot la fel, plin de turiști. Dar vedeam containere, inclusiv, nu știu, pe pârtie, era totul făcut cum trebuie. Nu, organizare mult mai bună. Corect. Bine, au și o tradiție mai mare. Dar uitați că și la Rânca, exact ce spuneți dumneavoastră, în fiecare an vedem mai mulți turiști, mai mulți turiști, mai mulți turiști. Începe să atragă și această zonă. Cu și trebuie să ne bucurăm de ea. Trebuie să ne bucurăm Dar de ea. Cel care a avut o experiență anul ăsta să stea nu știu cât la coadă sau să mai pățească că n-are apă la cabană sau mai știu ce altceva, s-ar putea anul viitor să nu mai aleagă să mai vină în varianta asta. Vin mulți de curiozitate. Deci și a doua oară nu mai vin. Da, noi nu facem... Gorjul are o mare problemă din chestia asta, că vin mulți de curiozitate, e o zonă foarte frumoasă, dar serviciile sunt cum sunt, condițiile sunt cum sunt și la un moment dat zici, bă... Uitați, apropo de asta, am avut o discuție cu domnul Pănescu și... Purtând discuția cu Noralu, îmi spunea că cele două primării nu se înțeleg între ele și de-aia nu sunt locuri de joacă. Dacă mergi, de exemplu, cu copilul vara la Rânca, n-are unde să se joace. Cu siguranță. Un loc, să pui un leagă în topogan, nu cred că trebuie cine știe ce. Efectiv, dădea vina pe cei doi administrații. Și eu i-am spus în felul următor, domnule, dacă aș fi în locul dumneavoastră ca președinte al acestei asociații, a strânge toți membrii, i-aș ruga să dea fiecare câte un milion. De banii ăia m-aș apuca să fac stațiunea, să o aranjez, nu știu, să tai iarba, să strâng gunoaiele, tot. A doua zi, după ce aș face acest lucru, aș mai pe cei doi primari și le-aș spune, uitați cum este Rânca, de mâine poate vă ocupați și voi de ea, cum am ocupat cu asociația până acum. Da, ideea ar fi... Eu asta aș face. Cred că da, cred că și agenții de turism de acolo ar trebui să facă mai mult, chiar dacă țin mai mult de administrație problemele care le invocă ei, cred că ar trebui să facă. De exemplu, vorbeam de Valea Prahovei, în zona aceea și pe Brașov, inițiativa privată face evenimente, face obiective turistice, le scot din nean, le pun în valoare, pentru că au nevoie ca să-și valorifice pensiunile și toate celelalte. Deci fac, noi asta nu prea facem în Gorj, ne-am obișnuit să folosim, nu știu, peștera Muierii, peștera Polovragii, mănăstirile, toate locurile de atracție din Gorj, ca agent privat, fără să faci ceva mai bun, măcar în domeniul ăsta. Dacă tot ați deschis subiectul ăsta, deci să spunem până la capăt. Și este corect să spunem. Noi de multe ori mai facem evenimente, dar ne promovăm tot pe noi, între noi. E adevărat și asta. În momentul în care vrei să atragi... Vreau să dau un exemplu, dar nu, ca să nu se interpreteze greșit. În momentul în care vrei să atragi turiști, nu te promovezi aici, în interior. Că noi ne cunoaștem între noi. Nu trebuie să ne spunem între noi că tu ești frumos, că, domne, ne cunoaștem, da? Când vrei să promovezi, aduci pe cel din afara județului. Și atunci du-te, nu știu, la târguri, du-te peste tot, dar du-te cu ce trebuie să te duci. Acum o să, dacă eu o să fiu rău acum și să spun că noi am promovat toată vara Târgu Jiu, de exemplu, dar tot noi între noi. Eu n-am vrut să spun. spun eu. Nu, n-am vrut să spun ca să nu se interpreteze greșit, cum ales că vorbim de... Dar mie mi s-a părut, a fost bun să fac aceste spectacole, dar am înțeles că ultima variantă pentru a atrage turiști sau așa este să pui niște poze pe gardul cimitirului. Da, problema este că trebuie să... când facem acesta, să facem promovarea și pentru alte județe, pentru alte zone să vină, corect, dacă vrem să atragem turistii. Da, și tot suntem la un post național de televiziune recent și ăsta, aici se pot face promovările acum și de acest gen, pentru că ne vedem și ne vom vedea în toată țara. Păi, atunci este bine și vă chiar vă felicit, că am văzut și eu că ați reușit licența și chiar mă bucur că ați făcut acest lucru și vă dau un exemplu de județe în care am fost prin țară și sunt lucruri care, și unde vă și prindeți, care sunt diferite față de a noi din punct de vedere a salubrizării. Adică oamenii au făcut anumite pași. Bine, și noi, în ultimul an de zile, am reușit, precum ADIS, precum Consiliul Județean, să în 28 de localități să avem colectare selectivă. Care da, este un pas foarte important pentru acest județ. Și pentru anul ăsta ce v-ați propus? Să atingeți, nu știu, un procent mare? Sau, adică să mai faceți multe localități? Sau să consolidați ce aveți? Dacă din punct de vedere al ADIS-ului, vă dați seama, orice director urmărește să dezvolte ceea ce conduce. Pe de altă parte, mi-am spus-o clar, în această asociație vine cine vrea, nu oblig pe nimeni. Că au fost anumite discuții pe segment politic, nu știu ce face Luis Popa. Nu, și am spus-o clar, în această asociație vine cine vrea, fără nicio problemă, nu mă duc să oblig pe X sau Y să vină în această asociație. Drept dovadă că județul are aproape 70 de localități și noi avem 28. Deci nu mă duc să oblig pe nimeni.
Deci nu mă duc să oblig pe nimeni. Vine doar cine vrea. Atât. Dar sunt șanse să vină... Să vină mai mulți. Corect. Da, chiar am mai avut anumite discuții și mai sunt aproximativ 14 localități care vor să vină în această asociație. Știți cum a pornit această asociație? De la 3 localități și când au văzut primarii din restul localităților că în cele 3 se face treaba, au venit încet, încet. Adică, practic, ne-am făcut reclamă din primar în primar. Vă știți cum e, primarii vorbesc între dumnealor. Da, sunt mai multe mesaje venite. O să vă prezint câteva dintre ele. Unul spune așa, mă numesc Alex, am o întrebare pentru domnul Luis. Se va schimba turismul în Gorj în mai bine sau mai rău? Mulți nu știu să aibă grijă de natură. Ce măsuri veți lua? Este bună întrebarea și din punctul meu, eu sunt optimist. La mine nu există cuvântul nu pot și nu vreau. În momentul în care îmi propun ceva, trebuie să realizez. Eu cred că Gorjul are potențial turistic și trebuie să ne folosim de el. Din păcate, în ultimii 10-15 ani, toată lumea s-a axat pe CEO. Toată lumea a vorbit de CEO, toată lumea a vorbit de CEO. Dar foarte puțin s-a căutat alternative la CEO. Doamne ferește, nu știu, peste 10 ani se întâmplă ceva cu CEO. Noi nu avem alternativă la acest județ. Iar turismul este o alternativă a acestui județ. Și trebuie să profităm de acest lucru. Iar din punct de vedere ce aș putea să fac eu pentru turism, nu, eu aș putea să mă zbat ca în anumite zone turistice să fie curat. Iar oamenii care merg în acele zone turistice și, nu știu, să se simtă bine, să nu stea înconjurați de deșeuri. Asta aș putea să fac eu din punct de vedere al turismului. Zice cineva, vă rog să-mi spuneți ce riscă cei care nu respectă normele de mediu, pentru că acum nu pățesc nimic. Teoretic, ar trebui să fie în primă fază avertizați de către administrațiile publice locale și pe urmă amendați. Practic, nu se întâmplă lucrul acesta. Pentru că de multe ori se merge pe ideea să nu supărăm omul. Nici eu nu sunt adeptul amenzilor și nu o să susțin niciodată să dai amenzi la un om. Dar în momentul în care îl vezi că aruncă și îl tragi de urechi, îl vezi că aruncă a doua oară, îl somezi și îl vezi că aruncă și a treia oară, atunci trebuie să-l amendezi. Și am spus-o și o repet de fiecare dată. De ce în momentul în care ne urcăm în mașină, să plecăm la drum cu mașina, ne punem centura de siguranță? Care o punem. Eu pun centura de siguranță. Cu siguranță. Dar de ce o punem în prima fază? Ne avertizează și mașina în același timp pentru siguranța noastră. Sau că ne oprește nenea polițistul și să nu ne dea amendă. Cu siguranță. Da? Deci foarte mulți, poate foarte puțin se gândesc că ne scapă, ne salvează viața. Mulți ne gândim, domnule, să nu ne întâlnim cu nenea polițistul să ne amendeze. De acord. E, vedeți, asta înseamnă prevenție. Adică să te gândești, e cineva acolo care poate să mă amendeze în orice moment. Cineva spune, mă numesc Radu Florian, vă semnalez problemele de la Tismana care nu se rezolvă de foarte mult timp. Fără nicio problemă, nu. Dacă nu spune domnul Radu despre ce probleme sunt, să mă caute pe Facebook, să-mi caute așa, să cere prietenia sau îmi dă mesaj, îmi spune ce probleme sunt acolo și prin intermediul serviciului voi lua legătura cu administrația publică locală. Noi avem acolo un număr de telefon, văd aici, da. Așa. Fără nicio problemă. Deci poate să ai legătura cu mine și mergem acolo să discutăm cu administrația publică locală. Da, și încă cineva. Turismul din Gorj este slab dezvoltat, iar problema mediului este foarte mare, mai ales în zona de nord a județului, acolo unde și atracția este cea mai mare. Deci ce vorbeam noi mai devreme. Da. Acum trebuie să fiu sincer. M-am plimbat foarte mult prin această țară. Față de alte județe stăm bine, față de alte județe stăm prost. Nu putem spune că doar în Gorj sunt probleme. Peste tot. Dar suntem undeva la mijloc. De exemplu, sunt județe mari din țară. Iau cazul la Cluj, da? Care n-au depozit ecologic. Și vorbim totuși de Cluj. Sunt acolo niște probleme. Sau, de exemplu, la Vâlcea este, care, na, tot timpul lăudăm Vâlcea, este un depozit ecologic care stă închis. De bine de rău, la noi în județ, avem un depozit ecologic. Unde atragem și alte județe, să zicem. Mi-asum. Știu la ce vă referi și acele deșeuri s-au adus pe vremea când eram eu director la acea firmă, nu-i dau numele ca să nu facem reclamă. Multă lume m-a acuzat atunci că Luis Popa a adus deșeurile din acel județ la depozitul ecologic. Dar uitați că Luis Popa de 2 ani de zile este plecat de la acea firmă și deșeurile se aduc în continuare. Da. Bine, cred că erau și rațiuni economice. Da, erau și rațiuni economice, pentru că dacă nu se aduceau cele deșeuri din județul respectiv, depozitul se putea închide, iar noi rămâneam cu deșeurile depozitate. Mi-am propus ca în a doua parte a emisiunii noastre să abordăm și domeniul cultural, care se leagă cumva de partea turistică și asta și de valorificarea și acestei zone. Conduceți
sau ați inițiat cu ani în urmă un proiect de amploare cultural, se numea Cultura. Da. Cultur. Da, da, corect. Multă lume m-a criticat pentru... Da. Da, eu... Probabil a fost și din rațiuni de site, pentru că exista un site acest gen. Exact. Așa. Dar care a avut și are succes și prin el ați reușit să promovați foarte multe dintre valorile Gorjului și turistice și istorice și geografice și literare. Deci totul s-a adunat acolo. Deci până la urmă, dacă tragem așa linie și adunăm, ieșim cu siguranță pe plus. Întrebarea prima ar fi de inginerul, economistul sau ca specializare, agent în economia privată, cum erați la vremea aceea, de unde și până unde ați mers pe partea asta culturală? Păi nu, în primul o rând... O nelăbărire personală. Da, eu din anul 2000 scriu poezie. Și îmi place poezia și tot timpul a fost atras de acest domeniu. Da, acel proiect Cultura este un proiect început cu ceva ani în urmă și acum, în ultima perioadă, l-am lăsat puțin mai moale, fiind ocupat cu alte lucruri, dar vreau să-l reiau de la zero. Practic, o să caut să-l iau de la zero, să-l readuc la fel cum era în urmă cu ceva ani. Dacă ar fi cineva acum să ia acel site și să-l folosească pe post de promovare, are ce. Practic, acolo, vorbim despre județul Gorj. Exact ce spuneați dumneavoastră. Lăudăm zonele frumoase din județul Gorj, lăudăm oamenii care au fost în acest județ și au făcut ceva pentru județul nostru, lăudăm oamenii care sunt acum sau tinerii de perspectivă. Și am mers pe această idee pentru că de multe ori mergeam la anumite întâlniri politice și toată lumea spunea, domne, că noi avem multe județe, dar nu facem nimic. Și le dădeam aceste idei. Și spunea, n-are cum să prindă. Și atunci am pus în practică această idee care a funcționat și va funcționa. Noi ca județ, asta e exact ce spunea și trestatorul dumneavoastră care ne-a trimis mesaj, noi știm să ne promovăm. Avem, de exemplu, clădirii în Târgu Jiu, de care ne-am bătut joc. E adevărat. Da? Le-am pus termopane. Să nu spun, știți probabil, da, clădirea unde erau, când eram eu mic, mă duceam și luam cărți. Da, casa mon. Da. Am pus termopane. Avem clădiri în Târgu Jiu care au o tradiție și o istorie foarte frumoasă, dar nu o promovăm. Avem castelul de apă și nu știm ce-i cu el. Da? Da? Avem casa Ecaterina Teodoroiu și, din păcate, da? La fel, dacă căutăm un indicator să mergem la casa Ecaterina Teodoroiu, îl găsim cu greu prin Târgu Jiu. Și ce mai trist, și am spus-o tot timpul, un turist care vine la poarta Sărutului, dacă vrea să plece către Hobita, n-are un indicator. Dacă mi-arată mie cineva un indicator în Târgu Jiu către casa lui Constantin Brâncuș... Da, cred că avem o problemă chiar cu ansamblu Brâncuș, pe care tot vrem să-l băgăm în UNESCO și care nu este delimitat așa. Deci dacă vine un turist din afară, ăsta trebuie să pe bâșbâite merge spre parc, să spunem așa. O găsește până la urmă Calea Eroilor. Dar nici măcar la partea de promovare. Nu mă refer la lucrările care nu s-au făcut și sunt amânate de ani de zile și există bani. Despre asta vorbim și chiar de multe ori spunem, domne, ce frumos e în Timișoara, că sunt multe terase. Ce frumos e în Brașov, că sunt multe terase pe zona centrală. Ce frumos, nu știu, este în București, că sunt multe terase, sau în Sibiu. Iar când sunt oameni la noi în Târgu Jiu care vor să facă astfel de terase, li se pun piedici. Ba că e Calea Eroilor, ba că e prea aproape de prefectură, ba că e prea aproape de nu știu ce magazin. Sau, nu știu, din punctul meu de vedere aici iar ar trebui găsite soluții ca vara să avem același tip de terase. Să fie un tip de terasă, cine vrea să vândă, să folosească acel tip de terasă. Da? Da, trebuie să fi corect și sunt marile orașe deja au, inclusiv exact. Craiova a început. Sau Craiova, exact. Da. Și pe de altă parte, am spus-o și o repet, fiind Târgu Jiu precum turist, te duci să bei un suc, o cafea unde? În zona centrală. Eu nu știu când s-a făcut ultima discuție cu agenții economici din Târgu Jiu sau hotelurile, prin care să fie rugați, nu știu, domnule, avem următoarele 1000 de pliante, da? Vă rugăm frumos, puneți-le la dumneavoastră pe masă. Și am dat să ne promovăm. Cred că există, am văzut la anumite hoteluri. Foarte, au câte, da, dar haideți să mergem în terasă de Târgu Jiu, nu există. Nu, terase, nu. Da. La pensiuni, la hotel, da, se mai găsesc. Dar foarte puțin. Da, da. Pentru că dacă mergem într-un oraș mare care se promovează, te ia de la intrare. Cu siguranță. Da? De asta zic, noi vrem să fim ca cei din afară, dar nu prea facem nimic din punctul de vedere. Și mai apropo de cum vorbeam de poveste, de ce ziceați de a-ți făcut la Cultura și ăsta, faptul că unele sunt
în alte orașe îți dă un itinerariu și spune, te poți, deci poți să vizitezi, nu știu, casa cu tare, muzeul cu tare, nu știu ce. La noi, practic, aceste lucruri lipsesc. Deci cel care vine la Târgu Jiu, chiar dacă este cazat, trebuie să o ia pe bâșbăite sau să ia cu ăsta ca să, ca să găsească aceste lucruri. Exact ce vă spuneam. Nu avem nimic concret să ne promovăm. Și nici pentru județ. Și aveam surpriza la un moment dat, oameni din țară care citeau Cultura și care o citesc, mă abordau în privat și mă întrebau de, domnule, uite, am citit despre Casa Cotare, unde, dacă vine Târgu Jiu, unde pot să o găsesc? Și le explicam. Sau am avut pe cineva, tot așa, m-a abordat numai un articol despre Gorj de pe Cultura și zicea, uitați, aș vrea să vin și eu în Gorj 7 zile, aș avea ce face. Și eu, da, ați avea ce să fac, păi dați-mi și mie ce aș putea să fac. Și am spus, păi depinde ce vreți. Vreți turism montan? Avem. Vreți turism monahal? Avem. Depinde ce vreți. Și am făcut un traseu frumos de 7 zile. Și omul a venit și a stat în Gorj. Datorită recomandării unui articol găsit pe Cultura și unor recomandări făcute de mine. Da, iată un lucru bun. Și vă mai dau un exemplu, scuzați-mă că vă întrerup. Chiar mai am o idee în cap, poate o să supăr prin acest lucru, dar voi încerca să găsesc niște tineri voluntari, cum am văzut, de exemplu, la Sofia, prin care să ne instalăm în centrul Târgu Jiului, să scriem frumos voluntar, sau să ne, unde opresc autocarele, să ne oferim noi, celor care coboră din acel autocar, să le arătăm zona centrală, operele lui Brâncuș, și dacă vor să ajungă la anumite zone ale Târgu Jiului, să ne ducem voluntar cu ei acolo. Da, uite, iar o idee foarte bună. Lucrul ăsta l-am văzut în Sofia, în care în centrul orașului erau tineri, scriau frumos pe piept voluntar, te duceai, te întreba ce vorbești, română nu, franceză, engleză, ce vorbești, și mergea cu tine și îți prezenta zona centrală, obiectivele din zona centrală și ți le descria frumos. Da, avem, Gorjul este unul dintre județele care ia foarte multe proiecte Erasmus, școlare Erasmus Plus, da, și ne vizitează județul într-un an foarte mulți profesori și elevi din străinătate, din țările Uniunii Europene. Vreau să vă spun că există dificultăți destul de mari în a le ocupa și partea aia turistică a programului. M-am mai rezolvat, să zicem, cu ceva prin Târgu Jiu și așa, pe la, inclusiv la Consiliul Județean și partea de cultură de la primărie, eventual îi duci prin județ, dar de regulă se merge ori spre Mehedinți, ori spre Vâlcea, ori spre Hunedoara. Deci, deși sunt foarte multe lucruri în Gorj care s-ar putea fi valorificate. Exact ce spuneți dumneavoastră. Avem multe lucruri frumoase în județul Gorj. Avem multe lucruri frumoase, dar nu știm să le promovăm. Ne batem joc de ele. Și chiar avem un județ cu potențial turistic. Și exact, haideți să o luăm așa, o luăm de la Polovragi. Păi avem acolo peșterea Polovragi, mănăstirea. Coborând la Baia, avem peșterea Moierii. Vine Rânca, coborând spre Săcelu. Deci avem, dacă e să luăm fiecare localitate în parte, cred că din acest județ, în fiecare localitate am avea ce să promovăm. În fiecare localitate am putea să facem un traseu prin care oamenii să vadă. Cel puțin la localitatea de sub munte. Da, bine, acum ajungem, așa cum am făcut și la Deșeu și la celelalte, ajungem și în curtea comunităților locale, primăriilor, administrațiilor locale, unde sunt probleme. Deci partea, preocuparea pentru turism există, să spunem, la 2-3 localități. Sunt foarte multe care ignoră, deși ar avea obiective. Păi vă dau un exemplu și lucrul care l-am făcut eu personal. Și asta e viața. Încă o dată o spun. Am trecut prin localitatea Câlnic, și acolo am văzut centrul de informare. Am intrat, era deschis. În altă localitate, am intrat, era închis. Păi nu, stați, asta cu centrele de informare, vă spun eu, sunt centre de informare în județ, soarele sunt deschise. Dar e acolo un domn, o doamnă care... Nu, la Câlnic chiar au făcut și un muzeu frumos și recomand. La Câlnic chiar au făcut și un muzeu frumos. Foarte bine, ocazia asta. Dar da, sunt în județ, nu mai dau acum ăsta, dar am avut surpriza în care cine era acolo... de pe la agricultură, referentul, că nu era cine trebuia să fie și n-avea nicio legătură, păi, cu domeniul. Îl ținea deschis, ca așa i-a spus primarul. Păi probabil, dacă era de la agricultură și era la centrul turistic, vrea să promoveze cum se pune cartoful. Da, e posibil. Sau că nu, se... Da, dar e vorba din oraș, din Gorj. Mai e rău atunci. Da, de asta era problema. Da, e mai rău atunci, dacă era vorba din oraș. Dar, pe de altă parte, apropo de județul ăsta are de toate, dar, cum spuneam, e, încă e prost administrat, încă se pot face foarte multe lucruri
și că noi ne-am dus pe partea de turism, dar și pe partea economică se pot face foarte multe și în același timp, cu siguranță, pe plan cultural, e nevoie de foarte multe lucruri ca să mergem înainte. Avem de făcut multe pe toate planurile, indiferent că vorbim de cultură, salubrizare, investiții, tot. Dar noi, din păcate, ne-am rezumat tot timpul la a trece proiecte pe hârtie. Așteptăm în campaniile electorale prin care încercăm să venim cu tot felul de proiecte care probabil nici cei care le scriu nu mai cred că le pot face. Și când, după 4 ani de zile, ne regândim ce proiecte mai putem face ca să mai mergem la oameni. Dar, v-am spus, nu cred că cetățenii mai cred în așa ceva. Nu cred. Și nu încerc să dau exemple. Trebuie să venim cu proiecte clare, proiecte care se pot realiza și proiecte credibile. Mai bine vii cu un proiect și spui, domnule, uite, fac proiectul ăsta cap-coadă, dar îl fac în 2 ani de zile, decât să spui că vii cu 10 și să nu faci niciunul. Bine, tot ne apropiem de alegerile locale, vor fi în acest an. Foarte mulți dintre edilii noștri și care probabil vor fi realeși și sunt aleși de mai multe mandate, nu au niciodată un program, o strategie cu adevărat pentru localitatea lor. Merg la chestia, vom vedea, vom face, anunțăm niște chestii mărețe, unele se duc de la un mandat la altul și cam atât. Nu există o strategie și o chestie clară. Bă, fac asta, nu știu, de la... Tot se vorbește acum că guvernul proaspăt căzut, zicea că va fi vor face acele cuplări la gaze pe anumite localități unde nu sunt. Există programele mai vechi prin PNDL de canal și de toate celelalte. Dar sunt începute, unele sunt începute ca să fie, unele s-au întrerupt pentru că nu mai sunt bani și tot așa. Cam ăsta e gorjul la acest moment. Că ați dat exemplu guvernul care tocmai a picat. Da. Da? Eu, într-un fel, chiar eram curios cum acest guvern va reuși să construiască 5 autostrăzi într-un an. Așa a promis când a semnat protocolul cu PMP-ul de susținere. Că va face 5 autostrăzi într-un an. Eu eram chiar foarte curios dacă de asta vorbesc. Vorbim de proiecte probabil care... era vorba de proiecte. Nici măcar atât da. El a dus în gata. Nici măcar pe hârtie. Că da. Și pe hârtie ca să le faci trebuie să le scrii, până le scrii te gândești, deși acolo. De asta vă zic, venim cu proiecte care nu pot fi făcute. Iau cazul la Târgu Jiu, că suntem în Târgu Jiu. La un moment dat se spunea prin 2017 că se vor face pasaje subterane sau ceva de genul ăsta. Pasaje subterane, da? Da. Păi cred că nici pe hârtie nu s-a făcut așa ceva. Păi dar nu, încă suntem... Dar s-a promis. Da. S-a vorbit de ele, da. se vorbesc de ani de zile se vorbesc, da? Și nu se fac. Târgu Jiu, dar noi nu avem o strategie de oraș sau cel puțin nu e foarte cunoscută. Și mă întorc la partea principală a noastră, să zicem, bogăție la Târgu Jiu este moștenirea Brâncuș. Și facem foarte puțin spre deloc. Vă dau un exemplu, apropo de Brâncuș. Am fost la Paris și am rămas impresionat undeva... Am fost la mormântul lui Constantin Brâncuș și am oprit o doamnă care era pe acolo să vede unde este acel mormânt. Da? Și cam știa unde e mormântul lui Brâncuș și dita mai cimitirul. Iar la noi în Târgu... Și mi-am dat seama cât de respectat este Brâncuș de către francezi. Iar la noi, în țară, l-avem pe Brâncuș și să o spunem pe românește, ne batem de multe ori joc de el. Ajungem să, dacă plouă afară, să mergem cu barca la poarta Sărutului. E adevărat. Și am mai rămas dezamăgit, apropo de Brâncuș, de un lucru. Am vizitat Muzeul de Artă din București, unde există o sală Constantin Brâncuș cu niște opere ale sale, da? Și n-am văzut un pliant prin care să se spună de ce avem la Târgu Jiu. Un pliant. Și totuși acolo intră sute de turiști zilnic. Și n-am văzut un pliant prin care să se spună de Târgu Jiu. Și pe pereți erau puse anumite panouri prin care se vorbea despre Brâncuș, despre ce a realizat, așa. Iar despre Târgu Jiu și Hobița, foarte puțin. În condițiile în care îl avem pe Brâncuș la Târgu Jiu, și de multe ori nu-l respectăm așa cum ar fi, cum ar trebui să-l respectăm. Da, mai nou încearcă vecinii noștri de la Craiova, încearcă să și-l asume mai mult pe Brâncuș decât noi care avem aici și operele în aer liber, avem și Hobița, locul unde s-a născut.
Apropo de Brâncuș, bine, unii spun că ce a spus e adevărat, alții spun că acea afirmație nu este adevărată. Sunt discuții și între Brâncuș și Olegi, că am plecat și m-am lăsat cum v-am lăsat, am venit și v-am găsit. Da, unii spun că este real, alții că nu este real. Oricum, e cunoscut în toată lumea că ar fi aparținut. Bun, să presupunem că ar fi reală. Da. De multe ori stau și mă întreb dacă mâine s-a întoarce Brâncuș în Târgu Jiu, ce ar face coperele sale? Cred că și le-ar lua în brațe și ar pleca cu el. Dar nu e spus să aveți dreptate dacă... La ce ar vedea cum este acum. Da. Și să vină Brâncuș în Târgu Jiu în momentul de față când plouă afară. Da, e o problemă. Deci, cred că și-ar lua frumos aceste opere în brațe și ar pleca cu ele. Nu știu, am avut senzația în ultimii ani și în ultimii ani mulți, nu, și nu mă refer la administrație, deci n-am nicio legătură cu o anumită administrație, că moștenia de Brâncuș de la Târgu Jiu ne cam încurcă. Asta a fost senzația. Păi nu ne încurcă, ne arată că suntem de capabili. Da. E și un fel de a spune. Să fim mai, păi nu, să fim mai direcți. Da. Eu de-aia v-am spus că eu chiar vreau să fac acest lucru, că din păcate... Vedeți că de multe ori vin turiștii duminica în par sau sâmbătă și nu prea au cu cine vorbi referitor la aceste opere. Deja am vorbit cu câțiva tineri să facem voluntariat. Nu știu. Vedem. O dată pe lună ne instalăm acolo. Sau facem prin rotație. Weekendul ăsta cineva, da, weekendul... Și pe weekend, pentru că pe weekend nu există această acoperie. Dacă în cursul săptămânii mai este, mai, da? Mai descoperi la centru, la ăsta, da. Păi vedeți, nu există. Acum stau și... Sau după ora 4-5, iar nu mai există. E, bun. Nu știu, am vorbit cu câțiva tine să facem prin rotație lucrul ăsta. În weekendul ăsta stau eu, în weekendul viitor stau următorul și tot așa. Să ne, odată la 3-4 luni să stăm în câteodată. Da? Da, uite, e o idee foarte bună și... Se cere... Și se poate face, fără da, nicio problemă. Se poate face. Ne apropiem de finalul emisiunii, să tragem concluziile așa într-un minut și jumătate. Ce-ar fi, să zicem așa, de... Ne întoarcem la partea de deșeuri și astea. Deci până la jumătatea anului, să spunem așa, ce v-ați propus să faceți? Din punct de vedere al serviciului, vrem să mergem în unitatea de învățământ pentru a discuta cu elevii. Vrem să demarăm acea hartă online, prin care oamenii se intre să bifeze unde văd deșeuri în județ, iar noi să ne ducem în locul respectiv. Mai avem un proiect gen Let's Do It România, dar Let's Do It România va avea loc în septembrie. Vrem să facem martie, când toată lumea face curățenie. Da? Și proiectul se celebra cheam... săptămâna curățenii, da, de exact. Și în săptămâna respectivă, luna curățenii, proiectul se cheamă Gorjul arată mai bine fără gunoaie. Haide să scăpăm de ele. Cu siguranță. Asta vreau să fac împreună cu colegii mei în următoarele 6 luni de zile. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Vă mai așteptăm în acest oricând, spațiu editorial. Oricând. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educație, a fost cu noi domnul Luis Popa. Mulțumim pentru atenție. La revedere.